Ca în fiecare an, în perioada călduroasă de vară, la Severin dau năvală țânțarii. Fie la Dunăre, fie în parcuri sau în cartiere, vampirii zburători își fac de cap, înțepând de la mic la mare. În acest sens, primarul municipiului Marius Creciu a anunțat că vor începe tratamentele aviochimice și terestre pentru combaterea dăunătorilor țânțari, muște, omizi și căpușe. Pentru că sezonul estival a început, severinenii de toate vârstele au luat cu asalt parcurile din oraș și își petrec mai mult timp afară. Astfel, pentru a fi protejați de bâzâitoarele însetate de sânge, primarul Marius Creciu a luat toate măsurile necesare, iar în câteva zile vor începe tratamentele aviochimice și terestre împotriva țânțarilor, dar și a altor insecte de disconfort. De obicei le făceam undeva la sfârșitul lunii, dar invazia de dăunători în acest moment, ploile, mă gândesc că au grăbit această invazie, ne obligă să intervenim mai repede. În perioada 14-21 vom face tratamente avio cu avionul pe aceste insecte, muște, țânțari, căpușe, omizi, tot ce înseamnă dăunător, atât al florilor, cât și al copacilor și țânțarii, renumiții țânțari, ce ne atacă vară de vară. Pe de altă parte, concomitent, o să mergem și cu tratamente de la sol, cu atomizoare în parcuri, la pădure, pe spațiile verzi. Deci dublăm aceste tratamente în ideea de a reduce, pentru că va fi greu să scăpăm de fiecare în parte, să reducem atacul dăunătorilor. Acest an vom avea 3 rânduri de tratamente, adică de 3 perioade diferite. Anul trecut am avut 2, anul acesta am mărit numărul pentru eficiență și să încercăm să aducem lucrurile cât de cât la un anumit standard. Tratamentele se vor desfășura în tot orașul, în condiții corespunzătoare, cu respectarea prevederilor legale de protecție a mediului, a sănătății și securității populației. Combaterea dăunătorilor se va face cu un insecticid între 50 și 100 de mililitri per hectar, în funcție de gradul de infestare. În cazul în care vremea nu este favorabilă aplicării tratamentului, acesta se va amâna pentru următoarea zi propice acestei activități.